Bună ziua, domnule director Eugen Cosma. Vă mulțumim că ne-ați primit aici pe stadionul acesta care e încărcat cu amintiri. Parcă te doare sufletul. Nu știu dumneavoastră ce sentimente încercați acum la 100 de ani sărbătoarea centenară a gloriei. Cam ce simțiți așa când vă uitați așa de jur împrejur? Bună ziua! Sentimentele sunt amestecate. În primul rând, sentimentul de mândrie că fotbalul bistrițean a murit și la asta am contribuit și noi și cred că e un sentiment și e un sentiment de mândrie pentru că fac parte și sunt la 100 de ani de gloria de fotbal bistrițean și exact asta a fost scopul și asta ne-am dorit, să ducem mai departe tradiția fotbalului bistrițean, să nu lăsăm să moară, să fie o continuare a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, a emoțiilor pe care le-am trăit, a rezultatelor pe care le-a obținut fotbalul bistrițean, pentru că gloria împlinește 100 de ani, este anul centenarului și noi am denumit Gloria 100 ca să ne legăm cumva de cei 100 de ani și cam asta a fost ideea, să ducem mai departe tradiția prin secția de fotbal a clubului nostru, prin ceea ce înseamnă fotbalul bistrițean, să aducem publicul pe stadioane, pentru că, vedeți, din ce în ce mai puțini spectatori vin la spectacolul fotbalistic și asta ne dorim, să retrăim emoțiile de altă dată când jucam și chiar și în cupele europene, câștigam o Cupa României, eram pe locul 3 în campionat, în prima ligă, promovam în 1990 în prima ligă și eram foarte, foarte bucuroși până în 2011, dacă nu mă înșel, cu evoluții foarte bune, consecutiv 2 ani la rând, parcă 93, 94, 95, 96 finaliste a Cupei României, ce meciuri internaționale. Miroase a Fiorentina pe aici, miroase a Atletico, încă mai miroase, nu? Da, miroase, pentru că cu ajutorul colegilor mei care se ocupă de întreținerea bazei, noi suntem într-un contract de închiriere, printr-un contract de închiriere folosim baza sportivă și cu ajutorul și prin susținerea colegilor mei chiar întreținem baza în așa fel încât meciurile cel puțin să se poată desfășura în condiții normale. Nu mai mult decât anul trecut, Universitatea Cluj a disputat 3 meciuri aici la Bistrița și au fost foarte, foarte încântați de suprafața de joc. Mă rog, din celălalt punct de vedere, cât reușim și în măsura disponibilităților, încercăm să întreținem baza. Nici nu v-am întrebat pentru că imaginele vorbesc de la sine, e dezolant așa. Suprafața de joc arată într-adevăr bine, dar... Apropo, știți, era un film, a fost un film odată, un film frumos, se numea Gloria nu cântă. Aduc aminte că era Jean Pădureanu și am venit eu odată aici la un meci, nu mai țin minte care, și am spus, zic, aoleu, parcă s-a terminat pe casă. Am zis, Gloria nu cântă. Și a zis, va cântă și va cânta în continuare. Mai cântă Gloria, mai credeți că va mai cânta Gloria, în ghilimele? Va mai exista Gloria în continuare? Sunt mulți care contestă că nu este Gloria cea adevărată, că așa, că pe dincolo, că bani publici. Dumneavoastră, ce sentiment aveți așa ca și conducător de club când lumea contestă? Eu aș fi bucuros să existe Gloria în continuare. Doar da, Gloria exista și va exista în continuare. Eu sunt optimist, sunt un luptător, sunt cel care își propune anumite lucruri și încearcă să le realizeze. Însuși faptul că am crescut clubul de la o echipă de handbal și 2 atleți la peste 1000 de copii și peste 100 de seniori, cu rezultate, zic eu, bune în condițiile sociale și ceilalți factori și cu speranță și cu obiective bine stabilite pentru viitor, eu cred că fotbalul din Bistrița, indiferent cum se va numi el, Gloria Bistrița, Gloria 2018, Bistrița Năsăud, va exista. Iar în acest sens facem eforturi și chiar ne dorim să întoarcem comunității acele emoții, aceea plăcere de a veni pe stadioane și cred că nu va muri. Însuși faptele dovedesc lucrul ăsta, încă de anul trecut erau 99 de ani, urma 2022
centenarul nu am lăsat clubul, n-am lăsat fotbalul bistrițean să moară, am preluat echipa de fotbal, am înființat secția de fotbal, am avut o prezență onorabilă în Liga 3-a, în Seria 9-a, ne-am propus obiective îndrăznețe și nu am renunțat la ele și cu siguranță mi-aș dori ca în cel mai scurt timp, într-un sezon, în două sezoane, să ajungem cel puțin în Liga 2 și ulterior să vedem cum reușim să ajungem sus. Am văzut că sunteți înconjurat aici și de oameni. M-am întâlnit la intrarea în stadion cu două mari embleme ale fotbalului, Dorin Zegrean și Titi Voica, care abia așteptau să ne revedem mâine sărbătorim centenarul la baza Alex, am înțeles, și de-abia așteptau să ne întâlnim cu toții, să mai trăim sentimentele acestea. Până acolo, aș vrea să vă întreb, că tot ați deschis subiectul, ați spus și de echipa de handbal și de tot, pentru că noi așa facem în emisiune, trecem de la un subiect la altul ca să vă încurcăm așa. Așa. Multă lume a spus că aveți un salariu foarte mare, adică obscen vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu clubul Gloria Bistrița. Cum comentați? Nu comentez, nu eu mi-am fixat salariul, a fost prin hotărârea consilierilor județeni. Este un salariu decent pentru responsabilitățile pe care le am. V-am spus, adineauri, am avut și rezultate și cred că nu asta e punctul sau nu e ceea ce mă reprezintă. Dacă prin salariu ar trebui să rămân în istoria sportului bistrițean, credeți-mă că nu mă mândresc cu asta, vreau să rămân prin ceea ce fac. Da. Și eu nu eu împreună cu echipa mea. Eu v-am criticat, nu pe dumneavoastră personal, am criticat toți funcționarii clubului la un moment dat când am auzit că sunt pedepsite handbalistele, nu se dau salariile, și am spus, stai puțin, păi vina este comună, hai să nu se salariile nici funcționarii. Apropo de handbaliste, spuneți-ne acum, poate acele erau sumele cu care erau plătite handbalistele, 15.000 de euro, 14.000 de euro, 10.000, 11.000, adică spunea că suntem și imediat după Cristina Neagu, restul sunt la Bistrița, următoarele locuri. În general, știți cum se spune că vulpea când ajunge la struguri, spune că sunt acri. Revenind la prima parte a întrebării dumneavoastră, pot să vă spun că suntem 5 colegi în club care administrăm clubul, un personal restrâns, stabilit prin organigramă, prin hotărârea Consiliului Județean, încă de la înființare, noi 5 colegi ducem mai departe acele lucruri și administrăm acei sportivi în așa fel încât să nu aibă de suferit, să aibă cele mai bune condiții. Și probabil știți, dacă nu vă spun eu, da, oferim condiții dintre cele mai bune cu un personal restrâns. Și asta nu înseamnă că suntem efectiv acei funcționari publici care venim de la 8 la 4.30 sau 16.30. Credeți-mă, și acum dacă vă duceți la club, colegele mele încă muncesc din pasiune, din plăcere, din faptul că își doresc un lucru bine făcut și credeți-mă, chiar din pasiune, pentru că le apreciază pe sportivele noastre și sportivii noștri. Să știți că e bine că mai sunt și contestat și asta, pentru că asta înseamnă că existați și faceți ceva. Dacă n-ar fi contestat... Nu poți să fii plăcut tuturor și unii îți văd părțile bune, alții îți văd părțile mai puțin bune. Am avut o emisiune cu președintele Consiliului Județean Radu Moldovan și am spus, domnule, zic, 7 milioane de euro sau 8 milioane de euro pentru echipa de handbal. De unde? Și am spus, nu, am făcut sesizări și la televiziunea română, am făcut peste tot și am spus, măi oameni buni, nu este pentru echipa de handbal, banii ăștia sunt pentru tot clubul și pentru copii și pentru absolut tot. Deci nu erau numai pentru echipa de handbal, echipa de handbal avea al doilea buget după CSM? Nu, exclus nu, știți foarte bine că bugetul clubului este un buget public,
oricine dorește poate să verifice. Nu putem vorbi despre sume de 7-8 milioane, nici măcar pentru două sezoane. Doar în acest an, pentru că ni se dă în administrarea clubului sportiv, noul complex sportiv de la Unire a fost mărit bugetul și da, foarte adevărat și o spun cu cea mai mare responsabilitate, bugetul este pentru clubul, nu este dedicat exclusiv echipei de handball. Și știți foarte bine, pentru a asigura condiții, trebuie să faci o investiție de care beneficiază nu doar secția de handball și secția de fotbal și celelalte secții și ceilalți sportivi. Ori noi nu direcționăm acele mijloace sau acea infrastructură, noi direcționăm doar echipei de handball. Este pentru întreg clubul. Dacă facem o achiziție sau o investiție, o facem pentru întreg clubul. Beneficiază toți sportivii clubului. Cum de asemenea... Nu știu, cum să vă spun eu... O conferință în care să spune, domnule, banii de care tot vorbește toată lumea nu sunt numai pentru echipa de handball, salariile alea nu sunt salariile alea. Deci haideți să fim foarte serioși, pentru că nu. Uite, Rapidul, ia uite, cu bani puțini a câștigat campionatul. Păi, nu știu, acum a avut mai mulți bani Rapidul decât noastră, echipa de handball? Cu siguranță că a avut mai mulți bani decât noi, sau cel puțin asta pot eu ca să spun. Și cu siguranță că au fost direcționate spre echipa de handball, pentru că echipa de fotbal are o cu tot o altă organizare. Cu siguranță că au avut o altă susținere sau au fost altfel gestionați, în așa fel încât, da, anul ăsta s-a văzut că au atins pe acea performanță. Noi jucăm doar pe teren. Și asta e foarte important și în permanență am jucat doar pe teren. Ca drept dovadă, mereu când ne-am simțit nedreptățiți, am făcut memorii, ni s-a dat dreptate, nu am făcut niciodată un memoriu sau o sesizare fără a avea argumentele necesare. Dacă luăm bine și calculăm, 9 puncte pe care le-am pierdut prin arbitraj tendențios eram în cupele europene. Dar nu ne pretăm la niciun fel de alte soluții, nu intrăm în niciun alt fel de joc, doar pe teren. Și asta le spuneam tuturor sportivilor, de-aia suntem club sportiv, de-aia suntem sportivi ca să jucăm pe teren. Să nu fim conturbați de ceea ce fac acei oameni, pentru că nu vor face de multe ori și vor fi sancționați, ori nu poți să dormi liniștit în momentul în care știi că ai trădat sportul, ai furat rezultatul și așa mai departe. V-am văzut deseori la meciurile de handball când suferați și din asta era evident, deci cred că majoritatea... Nu doar la meciurile de handball, și la meciurile de fotbal, da? Sufăr, și la celelalte competiții, mă duc și la taekwondo, mă duc și la volei, mă duc și la atletism, mă duc oricând am ocazia și posibilitatea, mă duc peste tot unde echipele noastre evoluează și nu numai, mă duc și la alte echipe sau la alte competiții pentru a vedea ce se întâmplă acolo, a ști ce am de făcut și ce pot să îmbunătățesc. De aceea vă spuneam la începutul discuției noastre, sau mă rog, când am discutat, avem colaborări cu foarte multe cluburi pe schimburi de experiențe, cluburi din străinătate, de unde încercăm să luăm ceea ce e bun, să luăm modul lor de organizare. Și credeți-mă, avem cu Debrețenul, avem cu Gheorul, chiar anul trecut am făcut un stagiu de pregătire de 4 zile comun cu echipa Gheorului, Kishvarda, Thuringen, ne ducem la Most, deci avem colaborări cât mai mult. Am fost la Krim și colegii mei sunt mereu prezenți la competițiile internaționale și competițiile interne. În această perioadă când s-au desfășurat turneele finale Valoare și Speranțe la juniori, a fost prezent la fiecare turneu, unul din colegii mei care se ocupă de centre de copii și juniori au fost prezenți. Dezvoltăm centru de copii și juniori pe fotbal. Deci, dacă anul trecut am preluat o echipă de fotbal senior și o echipă de juniori, ajungem anul ăsta să avem peste 300 de copii. 300? Da, legitimați doar la fotbal. Avem colaborări cu școlile private de fotbal, încercăm să legăm o colaborare, pentru că sunt, din informațiile noastre, sunt 7 școli private de fotbal în județ, la un județ nu foarte mare, dar vedeți, fotbalul este prezent și încercăm să facem o colaborare, chiar dacă eu au o altfel de organizare. Și credeți-mă, cei doi colegi ai mei, care pot să-mi fie și mentor și îmi sunt de foarte multe ori cu informații și cu ceea ce se întâmplă, nu doar că eu îi coordonez, dar vin și ei înapoi, domnul Someșan și domnul Sava, se ocupă îndeaproape, în așa fel încât încă din acest an, din toamnă, să înscriem la toate categoriile de vârstă, să scriem copii și juniori.
Și eu zic că asta e un lucru bun, întoarcem comunității, ceea ce ne dă comunitatea, întoarcem comunității prin faptul că oferim sprijin copiilor să facă sport, că e foarte important lucrul ăsta. Asta e cel mai bun lucru când vă referiți la copii, la juniori, că vedeți dumneavoastră, acum tineretul nu prea mai e așa cum eram noi odată, că noi altă dată băteam mingea, asta era. Mai știți bătătorii din spatele blocului? Da, era poarta, era poarta. Nu mai vedeți acum lucrul ăsta? E o realitate, chiar dacă nu ne place, dar e o realitate și de aceea asta încercăm, să aducem copii și să aducem cât mai mulți copii spre sport. Și de aceea ne-am diversificat cumva secțiile de sport, am încercat să acoperim o paletă din sporturile pe care ar putea să le practice, pentru că un copil, dacă, știu, vine la fotbal și nu are aptitudini pentru fotbal, se poate face taekwondo, box, volei, handbal, deci se poate să facă sport. Și cam acolo ne-am orientat în funcție de velitețe sau de ce are nativ. Sau invers, poate vine la un sport de contact și nu are aptitudini. Vine la fotbal, poate are alte calități. Și am fost prezenți cu echipele de copii și juniori, am fost prezenți la marea majoritate a campionatelor, cupelor regionale, Reghin, Târgu Mureș, la Cluj în weekendul trecut. Nu mai mult decât vă spun că am trăit o emoție... Nu știu dacă cineva poate să trăiască. Anul trecut, de Moș Nicolae, când am văzut 626 de copii legitimați care au primit cadou de moșul, deci, prin grija unei asociații, prin grija unui sponsor, prin grija Consiliului Județean, care a avut un parteneriat mai larg cu cele două entități și chiar le mulțumim. Acei copii mici, acele copile mici de la gimnastică, cei mici de la fotbal, deci celelalte de la handbal nu mai vorbesc, ele deja sunt consacrate, au modele și ăsta e scopul pentru care echipa de ligă trebuie să aibă jucătoare valoroase, ca să dai un bun exemplu copiilor să vină la sport, adică pot să ajung și eu acolo. Suntem realiști, nu? Toți o să ajungă valori, dar iese cer de acel curs al vieții, așa... Sportul înseamnă educație. Exact. Și prin sport să-i disciplinăm, pentru că anul trecut am avut primul produs din Gloria Junior, un proiect început în 2019, prima echipă de juniore 3, într-un cadru centralizat, am creat o emulație, vin din urmă, alimentăm handbalul românesc, nu doar cel bistrițean. Deci, cum aduceți dumneavoastră vorba de handbal și să mai pun o întrebare care mie mi-a stat pe buze și de-abia așteptam să facem acest interviu. Toată lumea a spus și din surse sportive vă spun că la Rapid, acolo echipa de handbal este o familie. Și mi-au dat exemple cum se duceau în deplasări la Oradea cu trenul, nu cu autocarul, cum sărbătăreau împreună o zi de naștere sau un eveniment, deci ei s-a creat o familie. Și mi s-a spus, de-aia nu merge treaba la Gloria acolo, la Gloria Bistrița, pentru că echipa de handbal nu e o familie. Ce părere aveți? Nu, spun că este o părere greșită. Toate demersurile noastre și tot ceea ce facem, începând de la conducerea administrativă și până la, stafful tehnic, stafful medical, inclusiv cei care se ocupă de chestiuni organizatorice, încercăm să fim o familie. Credeți-mă, asta încercăm, familia Gloria, și mereu le spunem, familia Gloria e cea mai importantă. Faptul că faci parte din familia Gloria trebuie să fie o onoare. Deci faptul că faci parte din clubul Gloria trebuie să fie o onoare pentru tine, că porți un tricou inscripționat cu semnele clubului sportiv, trebuie să fie o mândrie pentru tine și asta le spun și fetițelor. Este o mândrie. Eu când făceam sport, dacă primeam un tricou și ăla a rămas 3-4 generații, eram foarte mândru, mult mai dezbrăcam până când, știu eu, nu se uza. Dar facem eforturi, foarte adevărat că uneori pot să existe sincope, pot să existe ca într-o familie normală și într-o familie de zi cu zi, soțul cu soția se... Acum, acea apropiere de... trebuie să aibă, copia, să aibă niște, ele, niște, de... limite, da. Niște limite și într-un cadru, zic eu, cât mai bun, cât mai organizat. Da, suntem o familie, eu consider că suntem o familie și asta încercăm mereu să facem. Chiar aseară aveam o discuție cu antrenorul Horațiu Pașca,
vis-a-vis de anumite lucruri pe care vrem să le facem începând cu nou sezon, începând din 11 iulie, când va fi reuniunea lotului de echipei de primă ligă handball, să facem niște chestiuni care să le aibă fiecare acasă, să le poată citi ce înseamnă Gloria, ce înseamnă familia Gloria, ce înseamnă suporterul Gloria, cum suferă cel din tribună când știu, mai dăm o pasă greșită, mai ratăm un 7 metri un contraatac. Cum de altfel se întâmpla și pe stadion. Suferam la fiecare fază a Gloriei, chiar dacă Gloria era într-un fel privită, dar suferam la fiecare fază și ne bucuram de fiecare acțiune și de fiecare gol. La fel facem și la Hamba și la fel trebuie să se întâmple. Încercând de la echipa de ligă și până la cele mai mici fetițe. Da. Suntem pe stadionul acesta. Vă întreb direct. Aveți o relație bună, dacă aveți o relație bună, de ce nu o puneți în valoare cu primăria Bistrița? Vis-a-vis de stadion. Bun. Știe toată lumea că acest stadion, noroc că mai sunt oameni sufletiști care asigură cât de cât suprafața de joc. Dar restul se degradează, am văzut niște, nu pot să dau asemenea imagini la 100 de ani de Gloria. Da. Dar spuneți-ne, care este relația noastră? În primul rând, trebuie să vă spun, să fac o precizare foarte importantă. Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistrița Năsăud este instituție publică subordonată Consiliul Județean, finanțat de către Consiliul Județean. Încă de anul trecut, noi am făcut demersuri, intenții de a beneficia și de susținerea primăriei municipiului Bistrița, care este o primărie bogată, o primărie cu venituri consistente și am încercat să reușim să obținem sprijinul primăriei, pentru că Gloria însuși, prin fotbal, prin handball, prin taekwondo, prin volei și celelalte sporturi, nu duce mai departe numele doar al județului Bistrița-Năsăud. Pentru că vedeți, de foarte multe ori în comunicare se spune simplu Gloria Bistrița sau Gloria de la Bistrița sau jucătoarea de la Bistrița. Deci a municipiul, nu spune de la Bistrița-Năsăud. Pentru că noi suntem Consiliul Județean, Bistrița. Da, în comunicările respective se spune foarte, foarte scurt Bistrița, deci reprezentăm și municipiul. Și dacă nu s-ar spune lucrul ăsta, oricum reprezentăm și oamenii din municipiul Bistrița, pe lângă faptul că reprezentăm județul Bistrița-Năsăud și încercăm să-l punem pe harta sportului. Am făcut demersuri, am avut discuții, dar acest aspect nu s-a întâmplat, nu s-a materializat în a simți ajutorul și sprijinul primăriei efectiv într-o colaborare. Mai mult decât atât, am citit și eu și am văzut pe site-ul primăriei și prin comunicări că își doresc să facă un club independent, să facă o acțiune independentă. Am văzut că a fost bugetat și s-a achiziționat baza mecanică, când foarte bine puteau să ajute acest stadion să-l reabiliteze într-un fel de care beneficiază foarte multă lume a municipiului Bistrița. Nu mai mult decât atât, vedeți că noi permitem cetățenilor din Bistrița să alerge pe pistă, să desfășoare activități sportive. Deci nu am interzis prin faptul că noi avem un contract de închiriere cu administratorul judiciar, cel care se ocupă de administrarea bunurilor Gloriei și încearcă să le valorifice. Deci nu interzicem, vedeți foarte bine că este permis accesul. Da. Încercăm să menținem în condiții cât se poate de bune baza sportivă, dar totuși avem și noi niște limitări legale, avem niște limitări bugetare și nu ne permitem să facem investiții pentru că bunul nu este al nostru. Dar cu ajutorul oamenilor de bine, cu ajutorul colegilor mei și în mod special a colegului meu care se ocupă, Silviu, care se ocupă de aproape de întreținerea gazonului, chiar mă bucur, este un om dedicat și chiar îi mulțumesc. Cred că e viața lui. A fost și nu știu cum să punem scaunele aia, pe cuvânt, zic, uite câtă muncă. Vreau să, sincer, mai avem vreo șansă să... Mai există vreo șansă pe acest stadion? Eu sper ca autoritățile locale împreună cu autoritățile județene să ajungă la un numitor comun în bază legală, deci nu știți foarte bine că uneori există anumite restricții sau anumite limitări ale legii, în așa fel încât acest stadion să fie redat în integralitatea lui fotbalului bistrițean.
Da, ați venit înainte de pregătirile pe care le facem, împreună cu compania de salubrizare, prin sprijinul ei, împreună cu voluntarii. Noi vom începe de vineri, vom începe curățarea stadionului, cum am făcut-o și anul trecut. Da. Și ați văzut că anul trecut ne-am bucurat împreună. Exact. La o manifestare cumva de prezentare a lotului unei echipe de Liga 3, așa au fost pline tribunele. La fel ne dorim și anul acesta să umplem stadionul în limita locurilor disponibile și a siguranței lor. Ne dorim un eveniment prin care să sărbătorim în adevăratul sens al cuvântului, prin bucurie, prin ceea ce vom vedea, prin ceea ce vom face, prin faptul că readucem acei oameni care sunt divizați pe diferite sporturi sau n-au mai venit pe stadion, ajung să revină în tribune, să întâlnească cu prietenul lui care acum 20 de ani a văzut meciul cu Steaua sau nu știu care dintre meciurile lui favorite. Dar premergător evenimentului din 1 iulie, pentru că atunci am găsit o dată propice pentru acest eveniment, noi am început încă din 30 mai, am început manifestările dedicate centenarului. În sensul în care, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, am organizat competiții dedicate copiilor nelegitimați. Acei copii care sunt în școală, care joacă fotbal în curtea școlii, dar nu sunt legitimați la un club, și a fost o competiție la care am avut aproape 800 de participanți, ceea ce eu zic că e foarte, foarte bine. De acolo ne-am făcut și noi o părere și suntem în procedură, sau mă rog, suntem la un pas de a-i aduce spre grupurile de copii și juniori ale clubului nostru. Apoi, săptămâna trecută am avut o competiție dedicată jucătorilor legitimați, acei puști mici și acei juniori care sunt legitimați, care deja sunt la un alt nivel, care practică fotbalul în diferite organizații, în cadrul clubului nostru, la cluburile private. Și am avut peste 600 de copii, au fost două zile de competiții, în prima zi pe terenul sintetic al stadionului și pe baza Alex, în a doua zi finaliștii sau cei care s-au calificat mai departe pe terenul sintetic. Continuăm și chiar invit pe această cale pe toți cei care vor să vadă fostele glorii ale gloriei, chiar dacă sună cumva diferit, să vină mâine începând cu ora 17 la baza Alex, unde am invitat aproape 30 de foste glorii, foști jucători care au o anumită, foste legende, care ne-au bucurat în anumite timpuri, de prin anii 1970 până în 2010, care încă mai pot, încă își mai doresc și au răspuns invitației noastre, unde vom face un mic match demonstrativ să ne aducem aminte de vremurile în care ei jucau cu Buș și noi ne bucuram de realizările lor. Și chiar m-aș bucura să avem o prezență numeroasă la baza Alex. Nu ne-am permis să facem pe stadion pentru că vârsta, știți foarte bine, ne-am dus într-un cadru mai restrâns. Și m-aș bucura că doar o atingere de minge e suficient, cumva reînviem viața de fotbalist, amintiri. Tot, absolut. Acum, ca să fiu răutăcios, de la primărie ați invitat și primarul? Colegele mele s-au ocupat în acest sens de invitații pe linia asta. Nu mai știu dacă sunt confirmate invitațiile sau nu sunt. Am concis că mâine o să fac o evaluare ca să vedem. Eu sper că au răspuns invitației. Sper că nu au fost omiși. Nu cred. Niciodată nu-i dăm la o parte. Ați văzut la handbal? La handbal sunt, la anumite meciuri sunt prezenți. Noi încercăm să menținem relațiile cu toate autoritățile locale, pentru că este normal să avem relații de colaborare, pentru că uneori le solicităm sprijinul, alteori ni-l oferă ei, pentru că prin exercițiul funcțiunii sunt obligați. Ne bucurăm de orice este sprijin pentru clubul sportiv, pentru sportiv, pentru că exact asta e important. Deci întoarcem mâine, comunității, mâine, ceea ce ne dă. Mâine, da? Ora 17. Ora 17, baza Alex. Putem să vedem gloriile fotbalului. Da, un alați, un butuza, un ce. Nu vă mai spun, ca să veniți să-i vedeți. Sunt convins că da. Îi recunoaștem pe toți. Vă mulțumesc foarte mult, domnul director, și ascultați-mă, mai luați-l, eu știu că dumneavoastră sunteți într-o poziție publică, dar uneori poate e mai bine să-i luați cu vrăjeala pe ăștia din administrație, știți?
să mai, măi, hai mă să facem ceva. La urmă urmei am înțeles că executorul judecător îți vrea vreo 7 milioane de euro. Sau da, se poate negocia, publicația, se poate da. Nu știu, se pot face multe. Dorință să fie și vă doresc mult succes în continuare. Știți ce mă bucură foarte mult? Mai mult decât echipa de copiii pe care i-ați adus noastră și i-ați menționat aici că 600 de 626 în decembrie legitimați, peste 1000 în momentul de față. Da, care practică diferite sporturi. Deci, numărați pe legitimații, da. Pentru că a trebuit să facem o listă cu toți cei legitimați, cu date de identificare și au fost 626 în decembrie de Moș Nicolae. Și acum sunt peste 1000, pentru că de atunci am mai legitimat, am mai creat grupe de copii și nu am mai creat secții și nu ne vom opri aici, credeți-mă. E satisfacția noastră, nu a mea personală, a colegilor mei, a întregului colectiv, prin faptul că îi vedem pe cei mici că fac sport. Pentru că într-o lume ca noastră, oportunitățile sau alte lucruri sunt tentante și sunt mult, mult mai la îndemână, dar nu aduce beneficiu. Sportul te călește, te disciplinează, ești sănătos, minte sănătoasă în corp sănătos. Da, am spus-o eu, doar o citez. Așa, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și... vedeți, de acum când penalizați fetele la handball, penalizați-vă și pe dumneavoastră. Cu siguranță, n-a fost o penalizare, a fost doar o chestiune de impuls, n-am excedat condițiilor legale, n-am excedat contractelor. Ca drept dovadă, măsura vehiculată a fost una bună. În etapa imediat următoare ne-am revenit, n-am avut întârzieri, nu suntem în memorie cu nicio jucătoare. Când va câștiga vreodată Gloria echipa de handball campionat? Cam cum prevedeți dumneavoastră? Am făcut un pariu cu Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean, acum vreo 3 ani. Și a zis, în 2022-2023 suntem campion. Uite că a trecut și 2022. Mai avem 2023 și mai avem și 2024, dacă este să ne luăm după anumite cicluri vehiculate. Eu nu fac politică, credeți-mă. Dar... trebuie să avem răbdare, trebuie să formăm o super familie. Dacă vorbim de, că am vorbit de familie mai devreme, să facem o super familie și rezultatele nu vor întârzia să apară. Și chiar ne dorim lucrul ăsta, nu suntem contrar și nu refuzăm acest aspect. Și v-am spus, toate meciurile vom juca pe teren, nu vom achiesa la nicio altfel de organizație și nu ne vom preta la niciun alt fel de lucru decât pe teren. Pe teren, pentru că acolo se câștigă un campionat, acolo se face performanță, acolo creezi acea bucurie a suporterilor. Nu e bine să cunoști câștigătorul dinainte. Exact, fair play. Și să schimbați conducerea federației, cred că avem toate șansele acum, eu știu. Da, am comunicat cu și comunic în permanență cu domnul președinte Din. I-am spus că mereu și în permanență trebuie să vadă în Clubul Sportiv Gloria 2018 un partener. Un partener care oricând va veni în sprijinul federației, dar în același timp așteptăm ca ceea ce a spus dânsul, să vedem corectitudine, să vedem sancțiuni drastice, să vedem spectacol și să fim sprijiniți mult mai mult, pentru că suntem printre puținele cluburi din prima ligă, Liga Florilor, care avem toată piramida de copii și juniori, inclusiv echipa de divize, care ați văzut spectacol după spectacol și au avut o prezență foarte bună și a creat o emulație. Și dacă ar impune tuturor echipelor de ligă să aibă piramida, atunci cu siguranță în câțiva ani echipa națională va avea de unde alege, nu ne vom mai duce la campionatul mondial cu un singur interdreapta și nu vom mai suferi că nu avem o bază de selecție. Dar asta trebuie să o facă prin măsuri, pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, cum de altfel asta facem noi în cadrul clubului. V-am și spus, din 2019 am evoluat și asta a fost doar o măsură pe termen mediu și pe termen lung. Sper să ajungem și la ceea ce spuneați dumneavoastră, să ne bucurăm împreună. Eu sunt genul care mă duc pas cu pas. Vă urez pas cu pas, a mai spus cineva pas cu pas. Da. Păi cam așa am făcut. Analizați-mi activitatea și să vedeți. S-a oprit la un moment, dar dumneavoastră să nu vorbim. Nu vreau să mă opresc, eu mă consider tânăr și sufletul meu este tânăr. Sunt sportiv și eu fac sport și îmi place să alerg și de aceea nu o să mă opresc. Iar cât voi conduce acest club, voi încerca să-l duc în sus. Eu vă urez succes și să nu uităm, mâine... Mâine, ora 17... Joi. Joi. Ora 17, baza Alex. Marele legende ale Gloriei.
care ne onorează cu prezența și vor face spectacol. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director, și altă dată cu drag. Gloria cântă sau nu mai cântă? Va cânta, va cânta. Cântă și va cânta. Vă mulțumesc. Cu siguranță.